Bună seara și bine ați venit la cel de-al doilea webinar din seria celor patru dedicate programului gratuit de învățare a programării, Scratch. Eu sunt tot Ana Stamatescu, parte din echipa Asociației TechSoup și a programului Predau Viitor și voi fi moderatorul acestui webinar. Ne-a bucurat numărul mare de teme primite și felicitări pentru munca depusă. Tema este o completare a experienței dumneavoastră de învățare în cadrul acestor cursuri și vă încurajăm să experimentați în această perioadă cât mai mult cu Scratch și să ne puneți cât mai multe întrebări, atât în timpul webinarului, cât și după. Oana, mulțumim că ești din nou alături de noi. Când vrei, poți începe. Mulțumesc, Ana! Bună ziua, pentru că deja e aprilie și frumos afară. Bine v-am regăsit! Mă bucur să vă avem aproape. Acest lucru înseamnă dedicare din partea noastră și un efort pentru care vă felicit și vă mulțumesc. Așa cum zicea și Ana, apreciem foarte mult munca noastră pentru temele primite pentru acasă. La fel, apreciem toate sugestiile primite după primul webinar. Unele au fost chiar la foarte cald, le-am primit imediat după. Unul dintre participanți ne-a transmis atât gânduri bune, dar ne-a sugerat să fim și mai atenți la ritmul webinarului. Așa că voi încerca să implementez acest feedback, voi încerca să repet anumite lucruri, să reiau, astfel încât să fiu sigură că toate noțiunile sunt înțelese. Sigur, așa cum zice și Ana, scrieți-ne liniștiți dacă aveți orice întrebare, notați, fie în timpul webinarului, fie după. Așa. Așadar, nu uitați, dacă aveți chiar după feedback, îl primim cu mare drag. Bun, înainte de orice aș vrea să vă spun o mică anecdotă personală, care a lipsit cumva data trecută, am uitat-o de-a dreptul. Practic, după primele ore de programare cu copiii, în care numărul lor a crescut, veți râde, dar am trecut de pe la 5 persoane, la 7, apoi 9 și la un moment dat cu 11 copii, am crezut că sar în cap toți. Am realizat practic ce sarcină dificilă au educatorii, învățătorii, profesorii și toți cei care lucrează în învățământ în definitiv. Sigur, am mai lucrat cu adulți, am reușit să educ grupuri de la 15 la 25 de participanți, însă niciodată n-am avut de-a face cu copiii. Și cred că asta e cu totul altă experiență și de atunci spun de fiecare dată că dumneavoastră sunteți eroii mei. Aveți o sarcină dificilă care vă consumă, vă roade uneori, dar și e un mare dar aici, cred că în definitiv este una dintre cele mai importante sarcini, una care cred că vă împlinește cel mai mult. Pe mine cu siguranță mă împlinește de fiecare dată când văd că un copil înțelege noțiunea pe care am vrut să i-o transmit. Așadar, vreau să vă mulțumesc și să vă doresc să vă lăsați amprenta pe cât mai multe generații de aici încolo. Bun, și cu asta trecem la treabă. Bănuiesc că îmi puteți vedea monitorul. Așa cum știți, data trecută am început cu blocurile de bază, patru grupe dintre cele 10 existente. Astăzi vom mai introduce patru. Le-am numit cumva de dificultate medie, pentru că nu le folosești chiar din prima, să zicem așa. Bun, astăzi ne vom focusa pe sunet, creion, detecție și operatori. Dar înainte de orice, aș vrea să facem o recapitulare a ceea ce am învățat data trecută și vom trece foarte scurt prin temă pentru a puncta efectiv sarcina pe care ați avut-o. Așadar, data trecută am făcut o mică introducere despre Scratch, am povestit de unde a început, ce anume este, am trecut în revistă cele mai importante aspecte ale site-ului și ce resurse puteți accesa, iar de îndată ce ne-am pus pe treabă am făcut cunoștință și cu spațiul de lucru, ceea ce vedeți și acum. Sigur, nu în ultimul rând am învățat despre cele patru categorii de bază, mișcare, aspect, evenimente și control. Și mai ales am programat câteva activități care să ne ajute să interacționăm cu personajele. Bun. Și, cum ziceam, trecem acum la temă. Am fost plăcut surprinsă să văd
nivelul la care ați ajuns, faptul că unele persoane au fost foarte creative și nu s-au limitat doar la blocurile sau, mă rog, la sarcinile cerute. Felicitări pentru asta și sper să văd creativitatea dumneavoastră în aplicare și la următoarele teme. Așadar, vă ceream să alegeți un decor, da? Scena și decorul, personajele, două personaje. La partea asta n-a avut nimeni nicio problemă. Implementarea mea este una cât se poate de simplă, dar care are grijă ca sarcinile să fie punctate. Primul personaj, în primul rând, îl manipulez folosind tastele, da? În momentul în care mă duc cu săgeată în sus, modific valoarea lui Y cu 10. Sigur, poate să fie orice valoare acolo în loc de 10. Iar în momentul în care apăs tasta săgeată jos, modific Y cu minus 10. Da? Pentru că pur și simplu e sistemul de coordonate, sus, jos, stânga, dreapta. Da? În același timp, verific, folosesc condiționala din blocul de control, dacă sprite-ul meu, personajul meu, pisica, da, atinge mingea, atunci vreau să treacă la costumul următor. Sigur, pisica mea avea două costume, la partea de costume i-am creat încă trei, ca să mă asigur că e foarte vizibilă schimbarea. Da? Bun. Săgeată dreapta, pentru săgeată dreapta și săgeată stânga, am modificat valoarea lui X, da? Iar la fel ca și în blocurile anterioare, am verificat dacă atinge mingea, trecem la costumul următor. Mai avem aici un bloc pe care îl voi explica îndată. Nu înainte de a trece la minge, să vedem ce am făcut cu mingea, da? Pentru minge am abordat o altă implementare, să zicem așa. În loc să modific coordonatele, să merg în stânga și în dreapta, da, valoarea lui X și Y pentru stânga, dreapta, sus, jos, am ales să folosesc blocurile de orientare, da? Nu am povestit neapărat foarte mult ieri la webinarul trecut despre ele, însă vi le arăt în cazul în care nu v-ați gândit și nu le-ați folosit, să vă dau o idee nouă. Da, practic, în momentul în care folosim acest bloc, orientează-te în direcția, avem un buton care ne oferă șansa să selectăm direcția, da? Dreapta, stânga, sus și jos. Partea bună este că ne oferă nu doar gradele la care se referă, dar și explicația efectivă, da? Dreapta pentru 90 de grade. Și atunci, practic, pur și simplu am orientat mingea în funcție de direcția în care aveam nevoie și i-am spus să înainteze 10 pași. Da? La fel ca și în cazul pisicii, dacă am verificat dacă atinge pisica, atunci vreau să-i modific mărimea cu 10. Și cu asta am încălcat deja prima mea, sau una din sarcinile mele, da, am zis mărimea să fie modificată cu 14. Nu este un aspect important. Important era să vedeți că puteți să manipulați acea valoare. Așa, practic toate cele patru blocuri, să le zicem așa, seamănă între ele, da, diferența este subtilă, sigur importantă. Bun, și nu în ultimul rând, un lucru pe care nu l-am menționat, nu l-am cerut, dar poate vă interesează asta pentru că, haideți să ne jucăm un pic, da? În momentul în care interacționez cu mingea, cu pisica, da? Mă duc la dreapta, crește mingea, da? Mingea a crescut foarte mult, să zicem că aș vrea să revin la dimensiunile inițiale. Și cum facem asta? Practic, alegem un declanșator și pur și simplu îi cerem. Putem să-i dăm o coordonată, da? Să meargă într-un anumit loc. Cum facem asta? Din blocul de mișcare avem blocul du-te la X, valoarea lui X și Y. Da? Practic alegem o coordonată, un punct în spațiu. Da? Ar putea fi oriunde. În momentul în care faceți click, puteți să vedeți în partea de jos, da? Dreapta jos, X, Y, cum se schimbă valoarea lui X și a lui Y. Și atunci, practic, pentru minge, de exemplu, am setat mărimea la 100%. Recunosc că inițial, în tema trimisă Anei, am încercat să resetez, da? Să anulez efectele grafice, însă se pare că acest bloc nu are efectul dorit.
Și atunci, practic, am setat mărimea la 100%, iar în momentul în care voi da click pe stegulețul verde, mărimea mingii va reveni la dimensiunea inițială, la fel pisica, și pur și simplu se duc într-un anumit punct în spațiu. Eu l-am ales pe cel inițial. Asta e, din nou, doar ca să vă dați seama că există posibilitatea să facem și acest lucru. Voi trece în revistă și două, trei întrebări primite în cadrul temelor. Practic, o doamnă profesoară ne întreba dacă putem modifica dimensiunea, de exemplu, pisicii, la atingere prin mișcarea mingii. Și răspunsul pe scurt este da, însă acesta este un exercițiu pe care îl vom face la webinarul viitor, dat fiind că vom folosi un bloc mai puțin obișnuit sau mai puțin popular, să zicem, care necesită o dificultate mai mare. Așadar, întrebare foarte bună, pertinentă, o vom adresa foarte curând. Și mulțumesc de întrebare, vă încurajez să continuați să fiți curioasă, da? Bun. O altă întrebare a fost dacă putem să revedem proiectul împărtășit. Deci, linkul pe care ni l-ați trimis conține proiectul pe care l-ați făcut. Sigur că da, sigur că puteți să revedeți. Practic, contul nostru este online, puteți să-l accesați oricând, puteți să reeditați, să accesați din nou acel proiect. Și nu în ultimul rând, dacă putem să-l mai modificăm după ce l-am împărtășit. Da, sigur, puteți să-l reeditați, puteți să-l reîmpărtășiți, practic, va fi o altă versiune, dar fără nicio problemă aveți acces la ele. Bun, și cu asta putem să trecem la treburile noastre de astăzi. Încep prin a vă spune că vom lucra pe două programe, practic. În primul rând, vom trece însă în revistă blocurile de care ne vom ocupa astăzi. Așa cum ziceam, sunt patru la număr. Vom trece prin blocul roz, cel de sunet, care, așa cum îi zice și numele, practic ne permite folosirea instrumentelor, folosirea sunetelor. Blocul verde închis, blocul creion, ne permite folosirea culorilor, a idei de desenare efectivă, putem să manipulăm culori. Sigur, descrierea poate sună ciudat, dar veți vedea că este foarte intuitivă de altfel și este o paralelă foarte bună la viața reală. Blocul albastru deschis, cel de detecție, pe care chiar l-am folosit puțin în tema de astăzi, dar este cel din care ne ajută, ne dă voie să folosim combinații. Practic, îl folosim foarte mult în combinația cu blocul de control, da? Așa cum ați văzut, dacă pisica atinge mingea, iată ce se întâmplă. Bun. Putem să detectăm diferite evenimente, putem verifica dacă două personaje se intersectează, care sunt coordonatele lui, interacționăm cu cel care joacă jocul nostru, veți vedea astăzi. Așa, și nu în ultimul rând, blocul verde deschis, adică operatorii, și așa cum îi zice și numele, ne ajută la evaluarea operatorilor. Putem compara, de exemplu, două numere. Putem să cerem calculatorului să aleagă numere aleatorii pentru noi. Putem folosi operatori logici, precum și sau, negarea, dar și să alăturăm cuvinte. Deci, cumva, sunt mai multe domenii cumva adunate într-un loc. Bun, haideți să trecem încet, încet prin fiecare, vi le pomenesc pe cele mai importante și sigur că după aceea le vom vedea și în acțiune, lucru care probabil va rămâne și mai mult cu noi. Bun, începem cu partea de sunet. Așa cum le zice și numele, pregătindu-mă pentru webinar, îmi dau seama că numele sunt foarte, foarte sugestive și asta este și intenția, să vă ajute să vă dați seama cât mai repede la ce sunt folosite, da? Practic, putem să cântăm un anumit sunet. Putem să cântăm un anumit sunet și să așteptăm să se termine în cazul în care este unul mai lung. Putem să oprim toate sunetele care curulează cumva în acel moment. Avem opțiunea să facem o pauză, să cântăm anumite note, veți vedea că
și în librăria noastră avem diferite note disponibile. Putem să alegem un instrument anume, da? Aici puteți vedea lista disponibilă de la pian, la trombon, la fagot, la cutie muzicală, tot ce vreți. Da? Putem să modificăm volumul, să-l setăm, ritmul chiar și așa mai departe. Acum o să vă gândiți și o să vă întrebați probabil despre ce sunete povestim aici, da? Nu-i nimic. După cum vedeți, în partea de sus, pe lângă scripturi, avem partea de costume cu care deja ați interacționat și partea de sunete, da? Cumva disponibil din start aveți sunetul pop, dar aveți și opțiunea de a alege din librărie alte sunete disponibile și sunt sunete destule, așa cum ați văzut și în cazul personajelor, a scenelor, ei sunt scratch, practic este foarte darnic cu materialele deja disponibile. Și haideți să vedem cum alegem un nou sunet. Practic, aveți opțiunea de a alege un sunet din bibliotecă, da, cel pe care îl vom și folosi astăzi. Aveți opțiunea să înregistrați un sunet nou sau chiar să adăugați în dumneavoastră prin încărcarea unui fișier. Alegem un sunet și avem din nou disponibile o listă lungă de sunete cumva înregistrate, da? Practic, nu știu dacă veți auzi în momentul în care voi da play, dar aveți opțiunea să ascultați fiecare sunet, da, prin apăsarea butonului play, da, aici de față. Așa. Bun. Dacă apăs încă o dată, se închide, da? Iar pentru a-l selecta, pur și simplu trebuie să dau click mai degrabă pe acest pe icoana cu, mă rog, volum, da? Astăzi voi folosi Cheer, de exemplu. Îi dau OK, puteți adăugați câte sunete vreți dumneavoastră, nu este o limită. Așa. Iar în momentul în care merg la partea de scripturi, de exemplu, și vreau să cânt un anumit sunet, pur și simplu pot să aleg dintre cele pe care le am deja adăugate în partea de sunete. Da? Deci dacă am două aici, voi avea disponibile două sunete la partea de cântă. Da? Puteți adăugați câte vreți, nu este o limită anume. Bun. Asta e partea de sunet. Cred, la fel ca și creion, cred că sunt foarte potrivite pentru elevii care au o anumită înclinație artistică și nu știu cum să-și o satisfacă, de exemplu, în timpul orelor de informatică. Bun, trecem la partea creion. Din nou, așa cum îi zice, numele este destul de sugestiv. Practic, vrem să desenăm. Putem să ștergem ceea ce am desenat, putem să ștampilăm. Ștampila înseamnă cumva lăsarea anumitor urme recurente. Da? Dacă ne uităm cu butonul de ajutor, putem să vedem că, practic, putem să lăsăm urme de câte ori îl setăm. Da? L-am setat, repetăm de 8 ori, îl facem să se miște câțiva pași, să se întoarcă la stânga și să facă o ștampilă, da? Adică să-și lase o urmă. Atât de simplu. Bun, creionul jos sau sus, practic, semnifică ideea de a pune creionul pe foaie, da, și a lăsa o urmă, sau de a lua de pe foaie și a întrerupe cumva secvența. Bun, alegem culoarea, o anumită culoare pentru creion, asta e un fel de set, da, set color. Apoi putem modifica culoarea creionului cu o valoare care este editabilă. Putem să setăm culoarea la un anumit număr. Putem să modificăm tonul creionului, veți vedea în curând la ce ne referim aici. Și la fel și grosimea creionului cu care lucrăm. Adică sunt mai multe, să zicem, grosimi, da? Poate fi foarte subțire sau mai gros. Bun. Și cu asta trecem la următorul bloc, cel de detecție, da? Așa cum știți deja, putem să verificăm dacă atingem cursorul mouse-ului sau dacă atingem marginea, da? Marginea spațiului de lucru. Putem verifica dacă atinge o anumită culoare sau dacă o anumită culoare, nu doar dacă un personaj atinge o culoare, dar dacă o anumită culoare atinge o altă culoare.
Bun, un blog pe care îl vom folosi și astăzi și mi-e foarte drag pentru că ne lasă să interacționăm cu cei care ne joacă jocul, este blocul de întreabă. Da? Putem să întrebăm și să și primim un răspuns. Da? Și putem folosi răspunsul primit. Da? Putem verifica dacă o anumită tastă este apăsată, da? Așa cum ați văzut. Putem să verificăm butonul mouse-ului dacă este apăsat, putem practic să interacționăm și cu aceste ustensile periferice, putem verifica intensitatea sunetului dacă ne interesează și vrem să facem o anumită decizie pe baza lui. Putem să setăm un cronometru și să resetăm un cronometru. Da? Asta poate fi foarte interesant atunci când programăm jocul și vrem să dăm un timp, un anume timp pentru îndeplinirea unei sarcini. Bun. Și cu asta trecem și la blocul de operatori, care ne permite, pe lângă faptul, ne permite cumva și să simulăm matematica, ne ajută cumva să o implementăm, ne dă posibilitatea, pe altă parte, și să alăturăm anumite cuvinte. Da? Avem blocul de alătură și avem, din nou, două căsuțe care sunt editabile. Da? Dar ne întoarcem la început, practic putem să verificăm da, suma dintre două numere, da, să simulăm, fie că introducem numerele manual, fie că îi cerem calculatorului să le aleagă aleatoriu, același bloc aplicat pentru scădere, înmulțire, împărțire, așa. Putem să verificăm, avem blocuri de decizie în care verificăm dacă un număr este mai mic decât un altul, dacă sunt egale, dacă este mai mare. Putem să verificăm condiții precum dacă o condiție este îndeplinită și o altă condiție, da? Operatorii logici. Și sigur, blocul de alătură pe care îl veți vedea în curând în acțiune. Bun. Știu că sunt multe și poate vi se pare așa că deja e un amalgam de informații și sunt multe, dar țineți minte, butonul de ajutor este cel mai bun prieten al dumneavoastră. Știu că, de exemplu, în partea asta nu este neapărat tradusă în limba română și îmi pare rău pentru că nu au reușit cei de la Scratch. Poate putem să le dăm o mână de ajutor, dar sunt sigură că puteți să găsiți cumva echivalând aspectul, da, după culoare, să verificați, să vedeți ce anume puteți face cu un anume bloc sau altul. Da, perfect. Și cu asta putem să trecem, practic, la primul nostru joc de astăzi, da? Este unul foarte simplu, dar foarte interesant, zic eu. Și ca să vedeți cât de interesant este, voi începe prin a deschide o foaie nouă, da? Hai să nu-l salvăm, nu avem ce să salvăm neapărat, deși trebuie să recunosc că îmi plăcea crabul. Bine, lăsăm, ne jucăm cu pisica, ne jucăm cu domnul Scratch astăzi. Bun, practic, ce vreau să vă arăt este, din nou, butonul de ajutor. Voi începe a crea jocul folosind doar butonul de ajutor. Da? Adică, de exemplu, aș vrea să văd ce se întâmplă dacă folosesc ajutor pentru modifică culoarea. Da? Bun. Într-adevăr, hai să luăm acest beetle, acest gândac, da? Da, și să ștergem personajul cu foarfecă. Dacă vă aduceți aminte, pot să șterg personajul foarte ușor și rapid. Bun, perfect. Folosesc butonul de ajutor și ca să vedeți cât de repede putem să ajungem la ceva utilizabil, da? Și chiar interesant. Bun, o iau pas cu pas, mă duc la evenimente, da? Întâi trebuie să-mi aleg declanșatorul. Când se va întâmpla, da? Ce anume va determina ca acțiunea să aibă loc. Practic, când voi da click pe steguleț, da? Vreau să pun creionul jos, da? Asta înseamnă că pur și simplu vreau să desenez, apoi vreau să setez o anumită culoare, da? O folosesc pe cea pe care e pe cea disponibilă, da? Albastru, în cazul meu. Acum, aleg culoarea pentru creion, da?
Puteți fie să alegeți culoarea, fie să setați culoarea, da? Așa cum ne este sugerat aici. Ambele vor funcționa. Iar apoi vreau să repet de câteva ori, da? Aici ei încearcă să repete de 100, de 200 de ori, eu voi repeta de 20 de ori. Și vreau să-l fac pe gândacul nostru să înainteze un pas, da? Vreau să înainteze un pas și vreau să-și schimbe culoarea creionului, da? Practic modifică, pardon, culoarea, nu tonul, da? Sunt două blocuri diferite, cu 10, să zicem. Haideți să vedem ce va ieși aici. Se pare că de 20 de ori nu ne ajută foarte mult. Știu ei ceva. Haideți să punem la 200. După cum puteți vedea, probabil, gândacul nostru lasă deja urme. Da? Putem sigur să urmele pot fi mai cumva, culoarea poate să se schimbe mai repede în funcție de numărul de pași, în funcție de cât de valoarea pe care o dau pentru modificarea culorii. Bun. Acum, să zicem că, sigur, repetă de 200 de ori, dar apoi se oprește. Da? Aș vrea să verific dacă atinge marginea, să se întâmple ceva, da? Să se întoarcă. Bun. Haideți să mărim și numărul de pași, pentru că altfel, da, așa, punem... Bine, hai să punem 5, să nu fie chiar 10, prea mult. În regulă. Și practic vrem să verificăm că atunci când atinge marginea, va ricoșa într-un alt punct. Da? Așa cum vă ziceam în cadrul discuției temei, haideți să implementăm și în momentul în care apăsăm tasta spațiu, da, să ștergem toate urmele lăsate de domnul gândac, da? Haideți să vedem. Deci dacă dau pe tasta spațiu, ar trebui să fie, să se șteargă. Bun, îl mut un pic mai încoace, să-i dăm spațiu de exprimare. Așa. Și practic încep din nou, da? Bun, puteți vedea că cumva se schimbă, da? Arată diferit urma pe care o lasă. Bun, asta se datorează faptului că am înaintat mai rapid. Perfect. Și acum voi introduce un bloc condițional, da? Voi verifica dacă, da, în cadrul blocului buclei repetitive pe care o am, verific dacă atinge marginea. Da? Pot să selectez marginea, da? ca și element, fie direct în cadrul blocului, fie după ce îl introduc în acest bloc condițional. Da? Deci, practic, pot să-l modific încă o dată de aici, dacă e nevoie, cursorul mouse-ului, dar pe noi astăzi ne interesează marginea. Bun. Deci, dacă atinge marginea, atunci vreau să se întâmple ceva. Ce vreau să se întâmple? Vreau să se ducă la un anumit punct în spațiu. Du-te la și haideți să verificăm. Aș vrea să se ducă aici, în partea stângă, deci îi voi spune minus 52, 61. Da? Coordonatele pe care le are, pe care ți le oferă Scratch în momentul în care selectezi acest bloc de du-te la X și Y, sunt de fapt coordonatele punctului în care se află el deja. Deci nu ne-ar ajuta foarte mult să-l folosim direct așa cum îl oferă Scratch. Din acest motiv îl modificăm. Bun. Și haideți să vedem ce se întâmplă, da, în momentul, apăs spațiu din nou, da, haideți să-l mut pe domnul Gândac. Bună, domnule Gândac, așa, și începem din nou, da? Se duce, lasă o urmă, bun, se duce, lasă o urmă, dar după cum vedeți, el se întoarce în același punct. Își face buclele, dar repetă de 200 de ori, câte 5 pași, modifică culoarea creionului, însă... După ce atinge marginea, eu i-am spus du-te la X și la Y, care e un punct fix, practic. Ei bine, ca să-l facem și mai deștept și cu asta, practic, vom încheia acest exercițiu, dar sunt sigură că veți observa că am folosit deja câteva blocuri diferite din grupe diferite, da?
Voi merge în blocul de operator și în acest bloc de operator, practic, pot să aleg un număr aleatoriu între X și Y, da? Îi dăm două valori. Și, practic, în loc să exprim eu, da, cumva hardcodat, cum îi zicem noi programatorii, da, nu-i dau numerele de la mine din burtă, le setez o singură dată, da? Vreau să las calculatorul să le aleagă aleatoriu. Mă scuzați. Așa, practic îi spun, du-te la X, da? Și alegem un număr aleatoriu între, hai să vedem, practic, spațiul nostru de lucru se întinde de la minus 240 până la 240. Și atunci putem să îi dăm aceste numere ca să cumva acopere tot spațiul de lucru despre care vorbim. Da? Bun. Dacă începem, stați să-i dăm așa spațiu. Bun. Observați că doar pe X i-am zis să le fel, tot între minus 240 și 240. Bun. Haideți să vedem. Apăsăm tasta spațiu ca să ne șteargă urmele și dăm start din nou. Bun. Asta îl face pe domnul Gândac să ricoșeze, să meargă în puncte aleatorii și să lase urme. Sigur, în momentul acesta i-am zis repetă de 200 de ori. Am putea la fel de bine să-i spunem să repete la infinit, da? Și atunci, da, intrăm într-o bucă infinită, sigur, dar ați înțeles ideea. Puteți să folosiți orice condiție din partea de control doriți. Perfect. Și acum să tragem o gură de aer, facem un pic de pauză, lăsăm loc întrebărilor. Dacă aveți ceva ce nu vă este clar, vă rugăm să ne scrieți în comentarii. Așa. Până una alta, da? Acum nu-i foarte scos din context, dar vă mai dau câteva informații legate cumva de temă voastră. Cred că peste 90% au fost chiar foarte bune, așa că apreciez acest lucru. Am observat că unii dintre dumneavoastră ați și adăugat o descriere pentru fiecare program și voi schimba în acest moment practic proiectul, puteți să vedeți, sunt acum în browser. În momentul în care, da, se pare că l-am salvat deja, dar haideți să-mi adaug un nou proiect de pe calculator, de exemplu, acesta cu crabul, da? Hai să-i dăm replace, da? Practic, în momentul în care veți vrea să împărtășiți proiectul, vi se oferă șansa să-i dați o descriere, da? Se pare că l-am share-uit deja. Aici. Deci, practic, în moment avem un buton aici care probabil nu se vede foarte bine, dar my stuff, da? Mă duc la lucrurile mele și mă duc la acest webinar, da? Practic, am opțiunea să adaug instrucțiuni. De exemplu, puteți să adăugați tema. Pe care v-am dat-o. Puteți să explicați. Crabul apasă tastele săgeată sus, jos, stânga, dreapta pentru a manipula crabul. Denotă o cumva claritatea ce trebuie să facă jucătorul în momentul în care va ajunge la jocul pregătit de dumneavoastră. Bun. Nu, în ultimul rând, mă voi duce la C-Insight, dar din păcate n-am nimic aici. Haideți să mă duc la un altul. Un lucru pe care vi-l recomand cu mare, mare drag este acela de a nu lăsa blocuri neconectate. Da? Îndată vă arăt la ce mă refer. De exemplu, blocuri care sunt așa uitate, neconectate la un anumit eveniment. Da? Practic, nu avem neapărat ce face cu ele. Dacă nu le folosiți, cel mai bine este să le ștergeți de acolo, să le înlăturați, pentru că pur și simplu vizual iau spațiu, da? Și sigur, nici nu ajută neapărat. Vă zic lucrurile acestea și ca să, probabil, în momentul în care lucrați cu copii, din ce am observat, e foarte repede sunt blocuri care stau așa, neagățate de nimic.
Și nu în ultimul rând, vă recomand să le ordonați, adică n-ai destul de dificil cumva să evaluezi proiecte când unul e în stânga, unul în dreapta și cumva nu știi de unde să începi să te uiți, să analizezi un program. Din nou, vă zic asta în ideea în care unele, de multe ori, poate nu obiectul, dar domeniul pe care îl predați este cel mai important lucru, ci probabil anumite abilități pe care și le deprind copiii. Da? Uneori îi zic soțului meu când ajung acasă, cel mai important lucru pe care l-a învățat un copil azi a fost să-și ceară scuze. Da? Probabil știți și dumneavoastră mai bine decât mine chiar despre ce vorbesc. Bun. Continuăm așadar. Ana, poți să te întreb dacă avem întrebări în acest moment? Deocamdată nu, putem să-i mai lăsăm puțin, oricum am primit Sigur. câteva comentarii că s-au înțeles câteva noțiuni importante, mulțumim. Ok, apreciez. Mulțumesc. În regulă, deci așteptăm încă câteva zeci de secunde, dacă aveți întrebări. Din nou, dacă nu vă simțiți confortabil să le exprimați aici, puteți să ne contactați după. Dacă anumite lucruri din cadrul temei nu au fost destul de clare, aveți nevoie de lămuriri, nu sunteți siguri de un aspect sau altul, liniștiți, ne puteți scrie, suntem mai mult decât conectați la dumneavoastră și la tehnologie și vă vom răspunde în cel mai scurt timp posibil. Între timp, îmi pregătesc următorul exercițiu. Am primit o întrebare, Oana. Tu Da. când încarci, ce proiecte încarci? Am văzut că încarci anumite fișiere din varianta offline sau acest SB, Da, fișiere da. SB. Exact. Practic, folosind editorul offline, da, cel pe care lucrăm și acum, și la fel, de fapt, și din, mă rog, editorul din browser, puteți să vă salvați proiectele. .seb2 este extensia cu care îl salvăm, la fel cum avem PDF, Doc, DocX și așa mai departe. Avem Scratch ca și programare extensia SB2. Îl salvez, de exemplu, pentru că vreau să-l am ca referință, da? Bun, a fost salvat. Și asta și pentru că, de exemplu, data viitoare, când vreau să refolosesc acest program, da? Pot să merg la fișier, deschide, da? Mă întreabă de fiecare dată când vreau să deschid un nou proiect dacă îmi doresc salvarea acestuia, da? Uneori este, de exemplu, în acest moment nu e cazul, dar în fine, ei de fiecare dată te întreabă, nu salva, bun. Și atunci îmi oferă, de exemplu, opțiunea de a încărca un proiect pe care l-am stocat local. În cazul meu sunt în Scratch Projects, da? Automat îți creează ei un folder Scratch Projects și pot să încarc orice proiect pe care am lucrat în trecut, pe care l-am salvat deja. Eventual, o să vă rog să verificați dacă puteți face acest lucru. E aceeași opțiune, practic, de exemplu, să ne uităm la MathMagic 2. Da? Asta e un proiect pe care l-am pregătit pentru copii. E aceeași. Exact aceeași interfață și în browser, da? Dacă pot să fac nou, pot să fac să salvezi sau pot să fac upload din calculator și îmi deschide din nou proiectul de Scratch Projects, folderul, să-i zicem așa. Bun. Mulțumim. Am mai primit o întrebare. Dacă putem folosi Da? variabile deja calculate pentru categoria operatori, de exemplu dacă A minus B egal cu C? Da, sigur că da. Sunteți în față, dar asta înseamnă doar că veți realiza partea opțională pe care o avem pentru tema de astăzi. Sigur că puteți face asta. Și eventual vă și arăt în curând cum anume. Vă dau așa o sugestie. Bun, dar înainte de asta, haideți să trecem la următorul meu program. 2-2. Bun. Practic,
vrem să folosim sunete de data aceasta și vrem să folosim, vrem să verificăm dacă răspunsul la o întrebare pe care o avem, da, folosim acest bloc albastru de întreabă și așteaptă, dacă răspunsul oferit este cel pe care l-așteptam, să zicem, sau dacă nu, ce se întâmplă? Bun, să vă arăt efectiv, în primul rând, cum funcționează, pe urmă îl construim. Bun, îi dau start de la steguleți. Abby vorbește cu mine și îmi zice, salut, faci aceste lucruri în fiecare zi, da? Mă întreabă cum mă cheamă, așteaptă până când îi dau răspunsul, îi răspund și apoi îmi zice, salut, Oana. Perfect. Și mă întreabă, uite, îți faci patru în fiecare dimineață? Răspunde cu da sau nu. Îi scriu da. După cum observați, nu e neapărat să scriu da cu litere mari. Nu știu dacă auziți dumneavoastră, dar la mine în cască, practic, am declanșat un sunet. Ana, poți să-mi confirm eventual dacă l-ai auzit sau nu? Noi nu auzim, dar ne imaginăm că am auzit ceva. Ok, perfect. Cu siguranță funcționează și dacă e nevoie și ajută, putem să vă trimitem acest program să-l rulați la dumneavoastră în browser ulterior. Bun, deci practic, ce fac? Îi pun o întrebare și verific răspunsul, da? Și îi dau și instrucțiuni pentru verificarea răspunsului, fiind vorba de întrebări închise, da? Și zic, uite, te speli pe dinți în fiecare dimineață, te rog apasă tasta A pentru da, da? Deci observați că nu e neapărat să răspund. Și orice altă tastă pentru nu. Din nou, am un alt sunet în spate. Îmi pare rău că nu-l puteți asculta, dar nicio problemă, vă trimitem acest proiect ulterior. Bun, haideți să-l construim noi de la început, da? Bun, îl luăm pe domnul Scratch. Haideți să punem rapid o scenă să fie așa mai interesant. Bun, o bancă. Perfect. O bancă în parc, o vreme minunată, așa cum avem și noi în ultimele zile. Bun. Începem prin a selecta declanșatorul, da? Deci, practic, când dăm click pe start, haide să vorbească Abby, mă rog, pisica, de data asta, cu noi. Îi spunem hello, da? Salut. Orice vrem. Iar apoi, în blocul de detecție, avem blocul de întreabă, da? Întreabă, cum te cheamă? Haideți să-l facem mai mare. Îmi pare rău că mi-am dat seama decât acum. Așa. Opa, schimbăm și limba. Cum te cheamă? Da? Și așteaptă. Hello. Cum te cheamă? Bun. Apoi, salutăm. Salutăm. Dar cum salutăm? Dacă, de exemplu, folosim doar căsuța aceasta, n-am loc și pentru hello și pentru hello, nume, da? Și atunci ce facem acest tertip pe care îl oferă operatorii, da? Practic alăturăm două cuvinte și zicem salut, iar în loc de world, da, voi folosi răspunsul. Răspunsul pe care mi-l oferă cel care joacă jocul meu, da? Haideți să verificăm partea asta până acum. Mă salută pentru două secunde, mă întreabă cum mă cheamă, îi spun și apoi îmi zice salut, Oana. Aha, și cu asta ați văzut probabil deja că îmi lisește un spațiu, el face efectiv concatenare, lăsăm un spațiu și asta va asigura că da, am un spațiu între salut și nume. Acum, dacă vreau să am trei căsuțe, m-a luat gura pe dinainte, așa, dacă vreau să am trei căsuțe, este atât de simplu. Pur și simplu mai adăugăm încă un bloc de alătură, da? Și zicem salut, răspuns și punem un semn exclamări, de exemplu. Testăm. Hello, cum te cheamă? Așa, salut, Oana, perfect. Mi-ar trebui chiar și o virgulă. Bun. Pe urmă, ce facem? Vrem să întrebăm alte, da? Alte lucruri. Din nou, blocul de întreabă este cel mai bun prieten. Te speli pe dinți în fiecare dimineață, da? Și îi dăm opțiunea. Da, răspunde cu da sau nu. Bun. El mă va întreba, iar apoi eu va trebui să evaluez răspunsul. Ce facem?
folosim un bloc de dacă, atunci, altfel, da? Pentru că vreau să verific dacă e da, să-mi facă ceva, iar dacă e nu, altfel, să-mi facă altceva. Bun, pentru blocul de detecție, practic e vorba de o detecție aici, da? Pentru că el, dacă vedeți aici, are partea asta, bucata asta. Și vreau să văd. Bun, dacă două lucruri sunt egale, da? Și prin asta folosim operatorul de comparație, da? De egalitate. Din nou, vedeți forma hexagonală, da? Și practic vreau să văd dacă răspunsul primit, din nou folosim blocul de răspuns, este egal cu da, da? Ce să se întâmple? Voi folosi un sunet, da? Cântă sunetul miau. Nu are importanță ce sunet folosim, important e să cânte. Putem să-i zicem și bravo. Da? Altfel, putem să selectăm un alt sunet. Nu avem alt sunet disponibil, dar putem să reîncărcăm unul, da? Aleg unul la întâmplare, nu este atât de important acum. Pur și simplu îmi va oferi posibilitatea să adaug acest bloc cu un alt sunet, da? Și se spun. Nu e foarte bine, da? Haideți să-l testăm. Salut, cum te cheamă? Salut, Oana. Iar apoi mă întreabă, te speli pe dinți în fiecare dimineață, da sau nu? Acum, dacă răspund cu da, hai să vedem, îmi zice bravo și face sunetul, da, respectiv. Altfel, orice alt răspuns îi dau, că e nu, că e alfa, că e tasta Enter, da? Orice altceva, el intră pe ramura de altfel și îmi va cânta un alt sunet și va spune, nu e foarte bine. Da? Acum, mai facem o întrebare și apoi trecem la partea de efectiv, temă pentru acasă. Da, iei micul dejun în fiecare zi. Da, cum ziceam, putem să apasă tasta spațiu pentru da. Da? Hai să facem așa de data asta. Bun. Și acum, din nou, adăugăm blocul decizional, mă duc la operatori, vreau să deschid, vreau să verific dacă tasta spațiu este apăsată, da? La detecție. Dacă vă amintiți, era aici un buton. Este tasta spațiu apăsată? Deci pot să-l adaug aici. Dacă tasta spațiu este apăsată, reprezintă răspunsul, atunci punem un sunet, da? Orice sunet vrem și spunem, e bine. Super, altfel. Punem off. Bun. Și punem un alt sunet. Ați înțeles ideea. Bun. Ca să verificăm cât mai repede, mutăm blocul, da? Vreau să evaluez acest bloc în primul și în primul rând. Bun. Mă salută din nou. Întreabă cum mă cheamă. Mă salută din nou. Și îmi zice, iei micul dejun în fiecare zi? Îi dau pe asta spațiu. Se pare că nu e bine. Oare de ce? Probabil pentru că n-are niciun sens să fac acest lucru, da? Să zic, să fac evaluarea acestei condiții, acestei egalități, când pot să fac de fapt, da? Așa le-am șters, pot să zic direct, dacă tasta spațiu este apăsată, atunci cântăm și spunem super. Altfel, spunem off. Haideți să vedem încă o dată, da? Din nou, reluăm. Hello, cum te cheamă? Bun. Perfect. Și acum îmi zice, tasta spațiu e apăsată? Iar nu mă lasă. Nu e bine. Deci,
Probabil că nu putem să facem asta. Țineți minte că partea de experiment face parte din procesul de învățare, așa că vă încurajez să vă jucați. Și cu asta trecem, practic, la următorul nostru punct, care este partea de temă. Între timp, folosiți-vă, pregătiți-vă întrebările. Îl salvez ca să-l avem pe viitor pentru referință. Bun. Ok. L-a salvat. Și apoi vreau să deschid ceva ce seamănă cumva cu ce veți avea dumneavoastră de făcut. Da? E foarte mare. Ca să nu vă sperii, voi dezactiva aceste lucruri, da? Dar are legătură cu întrebarea primită mai devreme. Practic, vreau să creați un joc în care veți avea un personaj și un decor la alegere, da? Practic, vrem să programăm personajul astfel încât să salute jucătorul, da? Așa cum ne-am salutat noi acum, să pună întrebare. Vreau să vă rog să formulați 5 întrebări de matematică, da? Să folosiți adunări, scăderi, înmulțiri, ce vreți dumneavoastră. Da? Opțional, puteți să folosiți blocul de alege un număr aleatoriu. Sigur, în momentul în care vreți să folosiți numărul aleatoriu, veți avea de-a face și cu datele. Da? Puteți să creați variabile aici pe care le puteți manipula ulterior. Dar vă las să descoperiți partea asta singur, pentru că cred că e una foarte interesantă și ușor de folosit. După aceea, practic, trebuie să evaluați răspunsurile primite de la jucători, da? Dacă se răspunde cu răspunsul corect, țineți minte să le dați opțiuni, da, nu, spune ceva, yes, no, orice. Așa? Cântați un sunet și modificați efectul de culoare al personajului ales. Da? Iar dacă se alege un răspuns greșit, cântați un alt sunet, modificați grosimea creionului. Veți primi toate aceste instrucțiuni de la Ana, deci nicio problemă, nu vă stresați să scrieți neapărat. Am să vă rog mult să adăugați o descriere despre instrucțiunile jocului dumneavoastră, așa cum v-am arătat mai devreme. Da, în momentul în care încărcați un program sau îl salvați, aveți opțiunea aceasta. Și sigur, am să vă rog din nou să programați astfel încât la apăsarea unei taste sau a stegulețului sau a oricărui declanșator vreți dumneavoastră să dispară toate efectele grafice. Da? Vă amintiți cum am făcut pentru gândacul nostru astăzi. Bun, și cu asta declar sesiunea de întrebări deschisă. Așa cum ziceam, veți primi tema scrisă, indicații, va fi semnată parte opțională, așa că nicio problemă. Vă recomand cu mare drag și căldură să vă jucați cu partea opțională, este foarte interesantă și țineți minte că creativitatea noastră e limitată. Puteți să mergeți cât de departe vreți cu implementarea temei. Vă mulțumesc pentru timp. Și vă ascult întrebările. Înainte, avem o întrebare legată de joculeț, dacă poți să-l rulezi odată, să vedem ce face. Ah, sigur că da. Haideți să punem points atunci, să-l printăm, da? Bun. Îl fac mare ca să vedeți ce se întâmplă, da? Îi dau start. Îmi zice salut, eu sunt Tino. Cine ești tu? Eu sunt Oana. Ești bună la matematică? Hai să vedem. Și mă întreabă, 1 plus 2, 3. Corect. 8 plus 1. Voi da un răspuns greșit ca să vedem ce se întâmplă. Wrong answer, da? Sigur, asta e doar o parte din ceea ce trebuie să faceți dumneavoastră. Țineți minte că pe mine mă interesează cumva să folosiți blocurile mă rog, menționate astăzi, da? Asta e doar partea de matematică. Părțile opționale sunt incluse în acest exercițiu, să zicem, da? Urmând ca părțile practic importante, cea cu folosirea unui sunet, folosirea blocului de creion,
să fie implementate de noastră. Practic, ce face programul? Îmi dă un punct dacă răspund corect și îmi scade un punct dacă răspund greșit. Da? Mulțumim. Revenind puțin la tema webinarului 1, o doamnă profesoară ne spune că la temă nu a reușit să aleagă atinge personajul, blocul, să găsească un bloc potrivit. Dacă poți să explici cum se rezolvă această parte. Sigur că da. Pentru că în Haideți să opțiunile discutăm. de atingere apar doar marginea și cursorul mouse-ului, ne mai zice. Ok. Nu salvăm. Bun. Tema. O deschidem. Deci, practic, în blocul de. Folosim blocul condițional, da? Și apoi la detecție avem. În principiu, de obicei, e neapărat să aveți. Sigur, dacă am un singur personaj, nu o să-mi apară nimic altceva. Îmi va apărea decât cursorul mouse, îmi va apărea doar cursorul mouse-ului și marginea, dar nimic altceva. Da? Putem să ștergem asta, șterge, ca să vedeți. Da? Observați că nu mai am baseball. Și, practic, pur și simplu folosesc acest bloc de atinge. Dar e neapărat să am un alt personaj. De exemplu, din nou, aici am disponibil Ball, pentru că Ball este un alt personaj. Am răspuns la întrebare? E clar? Mă gândesc că e foarte posibil că atunci când a început să lucreze la proiect, a avut un singur personaj și pur și simplu a adăugat acest bloc înainte să fi adăugat un al doilea personaj. De asta mă gândesc că nu a fost disponibilă opțiunea. Mulțumim, Oana. Ne oprim acum cu întrebările. Orice întrebări rămase nerăspunse sau orice întrebări pe care o să nu mai aveți, puteți să ne le trimiteți nouă pe contact@predauviitor.ro. Așadar, mulțumim mult, Oana, și Eu vă mulțumesc. ne întâlnim online la următorul webinar, iar vouă tuturor vă mulțumim pentru prezență și atenție. Vom reveni zile următoare cu un mail de follow-up, cu prezentarea Oanei, înregistrarea webinarului. Acest webinar a fost înregistrat și explicarea temei pe care trebuie o aveți de făcut, părțile obligatorii și părțile opționale, cum au fost și la prima temă. Acum mă grăbesc să închid webinarul pentru ca formularul de feedback de final să vă apară în câteva secunde pe ecran. Nu trebuie să închideți fereastra GoToWebinar și îl veți completa după ce o să apară automat. Mulțumim, la revedere!